vehe tot acasă, porțile ni se deschid, nu e echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Rapid! 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 Nicule! Luptă dacă ne iubești! Ole, ole, ole! Hai, noroc, ce vreți, mă, ce aveți? Dă și tu 10 lei. Na, mă! Nu, că n-ai înțeles. Nu pentru mine sau pentru nu. Pentru Rapidul spân, care n-are și ei bani ca să pleacă în deplasare, săraca galerie. Cotizație. Decât atât aș cer, adică te știu unde caracter. Băi, eu sunt microbist, dar nu mai sunt cu Rapidul, sunt cu Steaua acum. Ce-ai făcut, mă? Stai, băi, băi, lumine, bunule! Băi, cu Steaua. Te-a făcut ca parlamentarii, care imediat a plecat de la guvernare, PAC, schimbă partidul. Hai că am plecat. Hai, noroc. Unde te duci? Am o cursă până la Slobozia. Și pleci așa? Cum adică, mă, așa, fără să vă dau vouă 10 lei? De dracu de bani, se întreb dacă ai... Stai, tu n-ai văzut ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Bă, tu chiar n-ai văzut ce s-a întâmplat, adinaur? Nu, mă, ce s-a întâmplat? Bă, bă! Ce-ai, mă? S-a trecut pisica neagră calea! Înainte că să ieși din poartă, ce pisică, mă? Pisică, eu știu, pisică, pisica neagră! Tu ai văzut, mă, că pisica neagră te-a calea? Ce pisică, mă? Ce pisică, pisica care face miau? Miau! Aaa, da, bă, ți-a trecut pisica calea! Nu te văd bine. N-am văzut, mă, nicio pisică. Treaba ta, nu te văd, e ghinion, ghinion, mare ghinion. Există riscul, Nicule? Să pățești cum a pățit vărul lui Firicel, de la Dridu. Ce-a pățit, mă? Ce-a pățit? Păi ce-a pățit? Păi ce-a pățit? Zi, mă, ce-a pățit. Fără a făcut pojar, mă. A făcut pojar când s-a urcat la mașină, că i-a trecut. I-a făcut pojar când s-a urcat la mașină. A făcut, mă? Nicule, ascultă-mă. Asta cu pojarul slab de tot, dar adevărul e asta. Ești și el din curte. Dimineață. Pisica, atenție, nu era neagră, că asta, la tine, tăciune. La ăla a trecut o pisică albă, avea un pic de negru pe urechi. El a zis, clar nimic, mă duc la Slobozia, că avea fisica tine, drum la Slobozia. S-a urcat la mașină, bă, are cheie, n-a făcut 10 metri, a luat o vacă în bot. Cum, mă? Zi, mă, păi cum? Cum se ia vaca în bot? Azi a urcat, a luat vaca, i s-a pus pe capotă, bă, i-a împrăștiat toată mașina. I-a făcut-o, daună total. Săracul nici n-avea cască. Tu înțelegi? După aia a venit și descarcerarea, că s-a lăsat vaca, două picioare atea. Cum, mă? Cum n-ai ba, mă, să sus, facă... sus! I-l-a tăiat că, păi, vaca a intrat prin parbriz, el a zis că vrea să dea semnal, când a dat semnal, pac, cu vaca în braț, nasol de tot. Și cât durează, mă, ghinionul ăsta? O oră, așa, sau cum? Dău, ce bine ar fi. Nu, Nicule, e pe minim 2 luni de zile. Du-te, mă, de aici. Bă, dacă zic, bă, jur, mă jur, dacă atâta e, atâta e. Păi și eu ce fac, mă, 2 luni? Aștept, stau așa 2 luni? Ai nu stai, o lași pe asta să apuce, să pune praful pe ea, te iau cu mine, să la hor. Ce vorbești, băi, nasol, rău cu ghinioanele astea și cu... Ce vorbești, bă, că ți-a trecut pisica care așa, uite, vezi, sare, îți vii, te ceri cu cineva. Hai, vă răzat sare, te duci acasă, îți dai 2 pane nevoastră și a trecut ghinionul. Bă, dacă cu pisica, Nicule, nu te văd bine. E, da, mă, e nasol să scap de, nu? E nasol, dar să știi că există o soluție. Există soluție? Ce soluție? Există. Ce soluție, mă? Ce soluție, mă? Dascălu Terente. Dascălu Terente a primit acum, am auzit, nu știe multă lume, eu am auzit că mă interesează fenomenul. A primit o carte specială, în sensul că există cărți de rugăciuni de oameni, ai auzit, da? Da, da. Rugăciune de dimineață, de seară, de mâncare, de poftă mare, că să nu te facă aia, să ți se întâmple aia, pentru ca oameni. Da. Da, atenție. S-a scos acum ediție Princeps de cărți de rugăciuni de mașini. Le-a repătoate. Rugăciune de fără rugină, rugăciune de să nu bată planetara, de să nu curgă uleiul, de să nu țăcâne motorul. Deci are toate. Și Terente ar primit acum, mă, tu înțelegi că acum a primit, e nou, nouță. Asta e singura soluție care o văd. Hai că mă duc. Păi duci. Mă duc până la Terente. Bă, tu e săn! Bă! Aruncă cheile! Ce ai, bă?
Bă, că frate, tu înțelegi, mă, că ăla a trecut pisica albă un pic prin față și el a făcut mașina praf în 10 metri. Tu vrei să te duci la terente, ai un kilometru până acolo. Nu se poate, mașina n-are cum să pornească motorul, n-are cum. Stai, mă, puțin, dacă o împingem așa... Păi dacă o împingeți, e altceva. E altceva, așa da, așa da. Hai. Voi o împingeți, eu mă pun la volan. Cum să te pui, mă, la volan? Te pui la volan. Nicule. Și ghinionul? Nicule, unul dintre noi trebuie să fie bărbat să-și asume riscuri. Da, mă. Hai, Vicele, hai la terente! Împinge-mă și tu! Sau vrei să te descurci, mă, singur? Hai, mă, închide ușa, da! Băi, hai că bă, pregătește cartea mașinii până mă ochi eu să vorbesc cu Terente, că poate îmi face un progres bun. Terente! 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 Ești acasă? Ia vino până acolo! Care ești, mă? Sfântul Petru, m-am pierdut de gașcă. Oh. Celentanul, ce zice să fie? Vino cu aici. Vino cu aici. Lasă-mă în pace, mă, când mai belele m-am avut din cauza ta. Ce-a făcut? Pe lucrarea ta la biserică. Da, aia cu îngeri la intrare, ce-a fost? Ce, n-a fost bine? Cum, au doi îngeri lângă o navetă de bere? Nu-i înțeles, eu ți-am lăsat loc și pentru publicitate. Adică găsește pe unii care se scrie numele pe naveta de bere, pa, să vezi după aia, ți-aduce și umbreluțe, ți-aduce și bere, bilete gratis la concerte, dar... Eu acum am altă lucrare cu tine. Ce? Este Nicu Rața fără cu mașină. Mm-hmm. Vreau să faci niște rugăciuni. Dă motor, dă rugină, dă așa. Ce e să faci în jumătate? Lasă-mă, mă, în pace, mă. Ce vrei să prostiesc omul? Bă, hai că nu e mare diferență între ce te rog eu să faci și ce faci tu duminică acolo. Hai. Te rog eu frumos să pleci, da? Terente. Ce? Dacă tu nu mă ajuți la figura asta, te spun lui părintele că jupești babele de cur la spovedanie. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Păi nu știu de la soacră mea și că treci în fiecare săptămână pe la ea. Mă rog pentru ea, păcătosule, că intra necurat un corp. Da, și de-aia dai tu la pompă să scoți pe necuratul? Eu zic, te gândești. Bine, mă, o facem. Dar nu jumătate, jumătate. 70-30. Merge. Bun. Hai că vin imediat. Ești cuvânta, Doamne, îndreaptă-ne tu loganurile noastre. Cartea mașinii. Binecuvântează, Doamne, tu acest logan de 75 de cai putere, 1.4 benzină cu seria de șasiu și până în 2020 XVWX0 și seria de motor M4003 până. Ferește-l tu de accidente și de toate belelele și ai grijă tu de piese și de chiolasă. Și dacă se poate și de cutia de viteze. Păi agață într-a doua acolo când o bagi. Cutia extra, 50. Acum, dacă tot am dat un ban, să mergem până la capăt. Și ai tu grijă, Doamne, de cutia lui de viteze și de planetare. Planetare e bonus de la mine. Așa, acum ai grijă de noi, amin. Auzi? Mai pune și niște cai în plus. Mai vrei niște cai, nu-i așa? Da, vreau. Bagă niște cai în plus. Cât e calul? 3 lei. Vreo 10. 10 cai bagă-i. Și mă dă tu, Doamne, acestei mașini niște cai puterea, dacă se poate. 10 la număr, Doamne. Fie voia ta, facă-se voia ta, precum în cer și în acest logan. Amin. Gata. Vezi că în prima săptămână n-o să-i simți, că ăștia vin pe parcurs, da? Ok. Cât? 500. Cât? 500. Mai nu mă faci de râs la omul ăsta, că ți-am zis că e ultima variantă de rugăciuni. Peste 3 săptămâni vii pentru doza 2, după aia pentru booster, da? Păi nu-i pe viață? Cum să fie pe viață, Nicule?
accidentele au căpătat imunitate, piesele mai sunt ce au fost. Hm? Hai, mergi cu domnul. Domnul să te aibă în pază. Domnul să te aibă. Hai că mă pricep și la asta. Dacă mai ai și alți mușterii să-mi aduci, vezi că mergi și bicicliște, da? Perfect. Băi, bă, tu ești geniu, mă. Băi, ești geniu, mă, n-auzi. Repetă-te. Ești geniu, mă, ce n-auzi? Ce dacă o bă, fericirea, dacă eu nu știu atunci cine? Băi, al dracu să fiu dacă mai găsim. Băi, nici nu-i aduce la muncă dacă mai găsim 2-3 proști care stau, mă, oameni ne facem. Atenție, virijele, că o să fie mult de muncă. Și de ce? Că nici nu trebuie căutați, vine singur. Anoro, prânzoi! Anoro! Liber, mă? Nu, cum? Onule, aduci mie o bere! Ați auzit, mă, cea puțirață? Ce puțiu? Era să mor în accident, mă. Du-te, mă. Dacă vă zic... Avea cursă la Slobozia și la dridul înainte de pod îl scapă. Se dă omul jos, să-și face treaba, să urcă mașină și podul în fața lui se prăbușește, bă. Îți dai seama dacă nu-l scăpa, trecea pe pod, se ducea cu pod cu tot, acum era la pomeni? Minune, bă, a scăpat. Bă, du-te, bă, dai ce, că nu te cred. Cum, mă, întrebă-l pe Lucoțeală, că era... Ce să trebă, du-te, dai ce, mă? Tu n-au, mă, că era Lucoțeală cu el? Și după ce a plecat de acolo, altă minune. Era să intre un tir în ei, că prostul de rață. Nu s-a uitat, nu s-a asigurat și tirul a trecut uite așa la milimetru. A băgat ăsta piciorul în Logan, Loganul cechei 4x4. I-a ieșit fum din roșie și a scăpat la milimetru. Bă, iară minune, vă dați seama? Zici că l-a scăpat Dumnezeu, mă! Păi ești, Franz? Băi, ești nebun? Bă, eu am crezut că e cu tărânt, e așa, e... Și eu tot așa, mă! Păi tă că nu e... Băi, ești prost! Bă, te repeți! Ia cu mine! Hai cu mine! Unde plecați? Stai, mă! Avem, mă, cu berea! Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi. Unde-i fraierul? Credinciosul, vrei să spui? Mă rog, unde e? Credinciosul este doi. Noi doi. Poftim? Am venit ca să ne sfințești și pe noi. Bă, să ne sfințești, să ne zici exact, dar exact cum ai zis unii curați, da? Bă, dar exact la fel, că la noi se mânează și cu accidente. Doamne vrește că se povestesc. Odată s-a urcat firicel pe acoperiș la Brăzoi să repare, că s-a făcut prăpăd. A căzut de 2 săptămâni, s-a mișcat din pat. Nu mai mi-aminti. Ajută-ne și pe noi. Mă, voi ați băut toți banii? Da, nu, pe cuvânt. Deci, pe cuvânt, bă, dacă am încercat să beau o bere, nu m-a reușit. Uite, toți banii nu m-am atins de ei. Bine, de ce vreți, de acoperiș, de zidărie, de cuie în palmă? De toți banii. Bun, de toți banii vreți, de toți banii vă fac. Sfințește-i, Doamne, pe robii tăi meșterii principali, Firicel și Celentano, să nu le pice faianța, să nu le scape gresia, să le țină tencuiala. Băi, Firicele, tu simți ceva? Nu prea, mă, nu simt nimic. Eu simt. Ce simți, mă? Nu știu cum să zic, simt așa că parcă mă protejează cineva, așa. Nu protejează. Mai bine nu-i dădeam banii ăla, mergeam și noi la oaie să bem o bere. Bă, oaie e problemă. Tu e sănătos la capul în asta. Ce vrei de mine să-ți faci capul, fere? Lasă-mă, patru, dacă de aici! Băi, tu stai în răpar, e curentul, ai înțeles? Păi, femeie de bună, te-am lăsat eu fără curent? Băi, dar cine e de vină? Tu ești de vină, că doar n-am băgat eu motocoasa aia în priză! Păi nu m-ai pus tu să tun iarba! Păi da, mă, și acum te-ai apucat, când am în priză și mașina de spălat și televizorul și frigiderul și fionul, a? Exact când vreau și eu să mă usuc la cap, te-am luat pe tine munca! Cu mâna nu puteai să o smulgi, mă? Că știi că nu ține panoul de tensiune atâta curent, da? Și că trebuie să chemăm echipa aia de la Slobozia să umble aici, la panoul ăsta! Fii să mi-aduce echipa, ai înțeles? Că eu am rămas cu rufele în mașină și cu părul neuscat.
Dacă chem echipa, acum fi de-abia joi, nu înțelegi? Păi nu mă interesează! Faci ce faci, că eu într-o oră vreau curent! Ce are, mă, cu tine? E nebună la cap, asta are! Ce să aibă? A băgat toate aparatele în priză și a sărit în aer panoul de curent. Și acum vreau să-i aduc eu echipă. De unde, Doamne, iartă-mă, să fac eu rost de echipă până una alta? Ai zis de unde? Da. Bă, tu ești chiar, tu nu vezi ce ai în față ochilor? Noi ce dracu suntem? Glucă de coceni? Păi stai, mă, ce retală, te pricep tu la asta, nu-i periculos? Mă omor, bă, mă omor! Cum să fie, mă, pentru mine în clipul ăsta nu e nimica periculos, cum să nu mă pericep? Fericel, tu nu uita că noi în clipul asta suntem binecuvântați, n-are ce să se întâmple. Unde curent, mă, tași, mă, din gură, deci, panou e acolo. Da. Zi în cât dai la echipa aia. 1 milion. 1 milion, perfect, îți luăm la fel, 2 milioane. Pentru că este taxa de urgență și după aia o să-ți vină curentul vâlvoi ca la porțile de fier, de acord? Da, acord, da, poftim. Stai, mă, cu minte, mă. Băi, frigel. Băi, frigel. Bă, stai, mă, cu minte. Bă, tu gândește-te așa, că dacă Nicu Rață, care de cât are o singură doză, n-a pățit nimic, dar noi, care avem booster-ul făcut, ce s-ar putea, bă, să ni se întâmple? Bă, că n-are ce să întâmple, mama, dracu, sunt încunță, bă! Fișele, n-are ce să mi se întâmple! Sunt protejat de un stol de îngeri! Bă, potolește-te, mă!